Oamenii de știință au făcut recent o descoperire surprinzătoare despre univers, folosind imagini noi de la telescopul James Webb. Aceste imagini sugerează că ar putea exista ceva neobișnuit în univers, ceva care ar fi existat chiar înainte de Big Bang. Această descoperire pune sub semnul întrebării înțelegerea noastră actuală despre cum așa a început universul. Albert Einstein compara universul cu o bulă care se extinde, iar noi trăim pe suprafața acestei bule. Aceasta este ideea centrală a teoriei Big Bang-ului. În același timp, teoria stringurilor sugerează că există mai multe astfel de bule, adică alte universuri, care coexistă ca într-o baie de bule. În acest context, Big Bang-uri pot avea loc continuu, în diferite puncte, ceea ce înseamnă că ar fi putut exista ceva chiar înainte de Big Bang-ul care a creat universul nostru. Aceste noi descoperiri sugerează că Big Bang-ul nu a fost începutul absolut al totului, deși știm destul de bine cum a evoluat universul după Big Bang, cum s-au format primele stele, galaxii și găuri negre, încă nu avem un răspuns clar la întrebarea ce a existat înainte de Big Bang. Descoperirile recente de la telescopul Webb par să ofere indicii în această direcție, sugerând că universul ar fi putut trece prin evenimente neobișnuite înainte de Big Bang, ceea ce ar putea arăta că modelele noastre actuale despre univers nu sunt complete. Ce au descoperit exact și cum i-a surprins pe astronomii din întreaga lume? Când oamenii de știință au studiat pentru prima dată galaxii îndepărtate în anii 1920, au făcut o descoperire surprinzătoare. Au observat că majoritatea galaxiilor se îndepărtează de noi. Inițial, acest lucru i-a condus pe unii să speculeze că Pământul ar putea fi în centrul Universului. Cu toate acestea, observații ulterioare au arătat că, deși majoritatea galaxiilor se îndepărtează, unele, precum galaxia Andromeda, se apropie de noi. Acest lucru părea derutant la acea vreme. După decenii de observații și cercetări detaliate, oamenii de știință au realizat că nu galaxiile în sine se deplasează prin spațiu, ci mai degrabă spațiul însuși se extinde. Deși această expansiune nu este atât de simplă pe cât pare, nu are un punct fix, ceea ce înseamnă că, indiferent unde te afli în univers, vei vedea că totul se îndepărtează de tine, ca și cum fiecare punct ar fi centrul universului. Această descoperire a condus la înțelegerea faptului că universul nu are un centru fix. Totul se îndepărtează de tot restul din cauza acestei expansiuni cosmice, iar oamenii de știință au observat, de asemenea, că spațiul nu doar că se extinde, ci se și accelerează, ceea ce înseamnă că, cu cât o galaxie este mai departe, cu atât se îndepărtează mai repede de noi. În observațiile recente, oamenii de știință au confirmat că 97% din galaxiile din universul observabil se îndepărtează de noi mai repede decât viteza luminii. Dar cum poate fi acest lucru adevărat când una dintre legile fundamentale ale fizicii este că nimic nu poate călători mai repede decât lumina? Ei bine, răspunsul constă în înțelegerea teoriei relativității speciale a lui Einstein. Această teorie afirmă că nimic nu poate să se miște mai repede decât lumina prin spațiu. Cu toate acestea, așa cum am menționat anterior, galaxiile îndepărtate nu se îndepărtează de noi prin spațiu, ci mai degrabă spațiul dintre noi și ele se extinde. Această expansiune a spațiului face ca distanța dintre noi și aceste galaxii să crească mai repede decât ar putea călători lumina. Cu alte cuvinte, nu galaxiile în sine se îndepărtează rapid, ci spațiul se extinde. Prin urmare, nu încalcă nicio limită cosmică de viteză, ele sunt pur și simplu purtate de expansiunea Universului. Oamenii de știință cred că această expansiune a Universului nostru ar fi început odată cu Big Bang-ul însuși. Înainte de Big Bang nu exista spațiu, timp sau materie, așa cum le cunoaștem noi. Big Bang-ul marchează nașterea Universului nostru și începutul timpului și spațiului. Când vorbim despre Big Bang, ne gândim de obicei la el ca la momentul în care universul a explodat în existență, extinzându-se dintr-un punct mic și fierbinte în spațiul vast plin de stele și galaxii pe care le vedem astăzi. Acum, conform modelului nostru cosmologic standard, cu aproximativ 14 miliarde de ani în urmă, întregul nostru univers observabil și tot ce se află dincolo de el, pe care nu îl putem vedea, ar fi fost comprimat într-un punct infinit de mic, pe care îl numim singularitate. Ai putea să te gândești la această singularitate ca la un singur punct în spațiu, dar nu este adevărat. Asta ar fi adevărat dacă universul ar fi finit, dar dacă universul este infinit, și așa pare să fie, atunci a fost mereu infinit. Astfel, Big Bang-ul nu a avut loc într-un punct anume din spațiu, ci a avut loc peste tot. Aceasta înseamnă că primele galaxii nu s-au format într-o regiune specifică a spațiului, ci s-au format peste tot în univers, chiar și dincolo de universul observabil, pe care nu îl putem vedea. Pare că materia a apărut în existență peste tot în univers la un moment dat, dar Big Bang-ul în sine nu explică totul, cum ar fi de ce universul arată la fel în toate direcțiile sau de ce este atât de plat și întins. Dacă iei un telescop și începi să privești în diferite direcții, vei observa că, în linii mari, arată la fel. Aici intervine ideea inflației. Inflația sugerează că, chiar înainte de Big Bang, universul a trecut printr-o perioadă de expansiune incredibil de rapidă. În mai puțin de o trilionime de secundă, s-a extins de la o dimensiune mică la ceva mult mai mare. Această expansiune inflaționară a fost determinată de un tip ciudat de energie prezentă în spațiul gol. Dar acest spațiu gol nu era gol așa cum ne gândim de obicei, ci era plin de această energie specială care a împins spațiul să se extindă la o viteză incredibilă, ca și cum universul s-ar fi extins într-un fel de container preexistent. Înainte de această expansiune rapidă, universul era extrem de rece și aproape gol. Nu existau stele, galaxii sau chiar particule, doar un vid întunecat și rece. Cu toate acestea, acest vid nu era cu adevărat gol, deoarece conținea această energie inflaționară care a întins universul. În timpul acestei expansiuni, orice denivelări sau neregularități din spațiu au fost netezite, făcând ca universul să pară plat și uniform atunci când îl privim la scară mare astăzi. Odată ce inflația s-a încheiat, toată energia care fusese stocată în spațiu a fost eliberată. Această eliberare bruscă de energie a încălzit totul și a declanșat ceea ce numim acum Big Bang. Explozia fierbinte și densă care a umplut universul cu particule, lumină și tot ceea ce era necesar pentru ca galaxii, stele și planete să se formeze în cele din urmă. Această idee a inflației nu doar că explică de ce universul arată așa cum arată, ci ne spune și că înainte de Big Bang, universul era un spațiu rece și gol, care s-a extins rapid datorită acestei energii ciudate. Această expansiune a pus bazele pentru tot ceea ce avea să urmeze. Cu toate acestea, deși inflația răspunde la câteva întrebări importante, ridică și altele noi. De exemplu, ce anume a declanșat începutul și sfârșitul acestei inflații și ce a fost această energie misterioasă care a condus-o. Dar aici vorbim despre întregul univers. Nu există nimic în afara universului care să-l aducă în existență. Noile descoperiri ale telescopului James Webb au ridicat și mai multe întrebări. Aceste descoperiri noi dezvăluie existența unor lucruri ciudate înainte de Big Bang. Telescopul spațial James Webb a făcut recent o descoperire surprinzătoare. A găsit că universul se extinde la rate diferite în direcții diferite. Acesta este un lucru important, deoarece până acum oamenii de știință credeau că expansiunea universului era uniformă. Teoria inflației cosmice, care sugerează că universul s-a extins rapid datorită energiei vidului înainte de Big Bang, susține, de asemenea, ideea că această expansiune ar trebui să fie uniformă peste tot. Dar dacă aceste noi descoperiri de la telescopul Webb sunt adevărate, ele vor contesta înțelegerea noastră despre inflație și vor ridica întrebarea de ce se extinde universul diferit în diferite regiuni? Există ceva dincolo de energia întunecată care influențează această expansiune inegală? Energia întunecată este considerată responsabilă pentru expansiunea accelerată a universului, dar descoperirile recente telescopului Webb sugerează că ar putea exista mai multe lucruri pe care nu le înțelegem. Acest lucru ar putea însemna că ceva necunoscut influențează modul în care spațiul se extinde în direcții diferite. Pe lângă aceasta, oamenii de știință care folosesc telescopul Webb au observat mii de puncte roșii misterioase în imaginile din câmpul adânc pe care le-a capturat. La început, au crezut că acestea ar putea fi galaxii îndepărtate, dar ele prezintă proprietăți ciudate care nu se potrivesc cu ceea ce ne așteptăm de la galaxiile timpurii, bazându-ne pe modelele noastre actuale. Aceste obiecte se comportă în moduri care contestă înțelegerea noastră, sugerând că ar putea exista tipuri necunoscute de obiecte care au existat în universul timpuriu. Aceste descoperiri sunt semnificative, deoarece noi dovezii sugerează că ceva a existat înainte de Big Bang și că ceva foarte ciudat s-ar fi putut întâmpla înainte de apariția universului pe care îl cunoaștem. Când privești această imagine, există multe explozii răspândite peste tot. Ce te-a făcut să te uiți la aceasta în mod special? Am văzut deja acest obiect în primele zile în care am obținut datele acum aproape 2 ani. Și cred că lucrul surprinzător a fost că este de fapt foarte strălucitor. Așa că reacția noastră inițială a fost că nu poate fi atât de îndepărtat, deoarece este prea strălucitor. Așa că am obținut date mai bune și în special am făcut spectroscopie și am putut vedea clar că nu. Acea galaxie, acel blob galben de aici, este într-adevăr cea mai îndepărtată galaxie pe care am văzut-o vreodată. Oamenii de știință câștigători ai premiului Nobel și experți spun acum că înțelegerea noastră actuală a universului ar putea lipsi de o piesă crucială. Modelul standard al cosmologiei explică evoluția universului de la Big Bang încoace, dar nu abordează pe deplin ce a fost înainte. Noile observații făcute de telescopul Webb sugerează că ar putea exista mai multe lucruri în povestea universului, ceva care s-a întâmplat în spațiul rece și gol care a existat înainte ca universul să se extindă. Aceste descoperiri contestă de asemenea teoria teoria inflației tradiționale, care afirmă că o explozie de expansiune rapidă, determinată de energia vidului, a pregătit scena pentru Big Bang. Dacă universul a fost cu adevărat modelat de această inflație netedă și uniformă, de ce vedem acum semne că universul se extinde la rate diferite în direcții diferite? Acest lucru sugerează că ceva mai complex ar fi putut avea loc înainte de Big Bang, afectând universul în moduri pe care abia acum începem să le descoperim. Pe lângă aceste anomalii ale expansiunii, telescopul Webb a detectat obiecte ciudate în universul timpuriu care nu se încadrează în modelele noastre existente. Aceste descoperiri indică faptul că universul timpuriu ar fi putut fi mai divers și mai misterios decât ne-am gândit. Toate aceste dovezi sugerează posibilitatea că Big Bang-ul nu a fost începutul absolut, ci mai degrabă o tranziție de la altceva, ceva pe care încă nu îl înțelegem pe deplin. Pe măsură ce oamenii de știință continuă să analizeze aceste descoperiri, sunt din ce în ce mai deschiși la ideea că teoriile noastre actuale ar putea necesita revizuiri majore. Posibilitatea unei ere pre-Big Bang, în care forțe sau condiții diferite au modelat universul, ar putea revoluționa înțelegerea noastră asupra cosmologiei.